Bună ziua. Cum vă numiți? Leon de Patricia Cornelia. Cum a fost la consult? Foarte bine. Ați mai fost copilul la doctor până acum? Am mai fost, dar nu acum recent. La doctorul de familie? Și la medicul de familie și la spital. La și s-au depistat probleme atunci? Nu. Și acum s-a depistat vreo problemă? Nu, o problemă mai micuță așa mai. Dar în rest copilul e sănătos, da? Da. Foarte bine. Doctorul de familie este din localitate? Nu. Și considerați că se implică suficient în comunitate? Da. Am înțeles. Pe tine cum te cheamă? Iubaș Colesandru Claudiu. Și cum a fost la consult? Bine. Ai avut emoții? Da. Și acum mai? Nu. Ce materie îți place cel mai mult la școală? Engleză. Și ai note mari la școală? Da. Bravo. O să folosești ghiozdanul care l-ai primit din partea noastră? Da. Foarte bine. Mulțumim frumos. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți, doamnă? Gogea Nicoleta. Și tu? Gogea Valentin Georgia. Cum a fost la consult? A fost bine. S-au depistat probleme la copil? Deci copilul este sănătos. Foarte bine. Ați mai fost copilul la doctor până acum? Am mai fost, dar nu s-a întâmplat nimic. La doctorul de familie ați fost? Da. Este din localitate? Din localitate. Și considerați că se implică suficient în comunitate? Da. Cum vi se pare inițiativa noastră? Foarte bună. Am înțeles. Tu ai avut emoții la consult? Nu. Îți place să mergi la școală? Da. Care e materia ta preferată? Grad. Zi una. Muzică. Muzică? Și ai note mari la școală? Da. Foarte bine. O să folosești ghiozdanul care l-ai primit din partea noastră? Da. Bravo. Cât timp faci de la școală până acasă? 10 minute. Da, am 10 minute. Zi pe jos? Da. Am înțeles. Ești de aici, din localitate, da? Bine. Mulțumim frumos. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți, doamna? Ștefana Căldărușă. Și tu? Căldărușă Cosmina. Cum a fost la consult? Foarte bine. S-au depistat probleme la copil? Nu. Deci copilul este sănătos, da? Da. Ați mai fost copiii la doctor până acum? Am mai fost, dar mult mai înainte. Și atunci s-au depistat probleme? Nu. Foarte bine. Doctorul de familie este din localitate? Nu. Considerați că se implică suficient în comunitate? Foarte. Foarte bine. Tu ai avut emoții la consult? Nu. Și acum mai? Nu. Care e materia ta preferată? Sportul. Îți place să mergi la școală? Da. O să folosești ghiozdanul care l-ai primit din partea noastră? Da. Cât timp faci de la școală până acasă? Cam vreo 20 de minute. De pe jos? Da. Stai aproape, da? Da. Bun. Vă mulțumim frumos. Bună ziua. Cum vă numiți, doamna? Șerbănescu Daniel. Și voi? Șerbănescu. Și tu? Adică Cătălin Șerbănescu. Bravo. Cum a fost la consult? Bine. Doamna, cum a fost la consult? Bine. Cum vi se pare inițiativa noastră? Foarte bun. Ați mai fost copiii la doctor până acum? Da. La doctorul de familie ați fost? Da. Considerați că se implică suficient în comunitate? Da, foarte bun. Foarte bine. Voi? Ați avut emoții? Nu. Care e materia ta preferată? Cât timp faci de la școală până acasă? 5-10 minute. Stai aproape, da? Da. O să folosiți ghiozdanele care le-ați primit din partea noastră? Da. Bravo. Bine, mulțumim.